Salut, eu sunt Max și bine v-am găsit într-un nou mod de Arma 3. Ăsta se numește Wasteland și dacă nu ați auzit încă de modul ăsta, e bine, ce trebuie să faceți în el e pur și simplu să vă omorâți cu ceilalți. Sunteți pe o hartă imensă, pe Stratis. După cum vedeți, sunt diferite misiuni aici. Capture Vehicle, Gunstore, Gunstore nu e misiune, da? Acolo e o bază militară. Capture Base, chestii de genul ăsta. Ideea e că oriunde te uita, în orașe găsești mașini. În mașini găsești arme tot timpul. Deci să zicem că te-ai dus să-i găsești niște arme și ai murit. Nu e absolut nicio problemă. Te duci, găsești o mașină nouă, ți-ai luat arme din nou și te duci la bătălie. Fără nicio problemă, nu trebuie să stai să cauți arme 7 ani. Pur și simplu te duci și te bați cu alți oameni de pe server. Ceea ce mie îmi place foarte mult. Ok, hai să luăm mașina asta. Wheel-ul e cam stricat la mașina asta, dar să vedem dacă reușim să mergem cu ea. Noi suntem aici și putem să mergem... Să continuăm pe aici, să vedem. Poți să joci ca o echipă, adică să joci... Am impresia că sunt două echipe în jocul ăsta. Sau poți să joci independent. Eu de obicei joc independent, că îmi place să omor cam pe oricine întâlnesc. Dacă vă place să jucați în echipă, puteți să selectați o echipă de acolo și, bineînțeles, cu echipa voastră nu vă omorâți. Cred că am văzut pe cineva în distanță acolo. Oh, shit. Cineva cu mașina aici? Da, e. Cineva cu mașina aici. Morți amândoi. Asta trebuie să faci în Wasteland. Și pe bune, dacă jocul ăsta nu e unul din cele mai fun moduri din Arma. Cred că mai sunt, cred că era o echipă întreagă aici. N-am să mă duc să-i lutez încă. Ăla e om acolo. Să avem mare grijă, mai auzi pe unul care a tras, deci nu știu exact de unde a tras. Ok. Da, și există un sistem de mâncare. Trebuie să iei mâncare și să mănânci. Trebuie să iei și băutură să mănânci. Asta e un repair kit. Aha, îl aud pe ăla. Da, unde o fi? Asta e faza, că dacă se ascunde într-o casă, e destul de dificil să-l văd. Beneficiul meu aici a fost că i-am luat prin surprindere pe ăștia. Nu se așteptau. Ideea că am văzut foarte multă lume în seria de Altis Life care zicea, bă, vrem mai multă acțiune. În Altis nu e acțiune, în Altis e roleplay. Vreți acțiune, jucați Wasteland, sincer să vă spun. Găsiți acțiune la greu. Asta era ultimul din echipa lor, cred. Sper. Bă, parcă am mai auzit pe unul. Parcă am mai auzit pe unul pe aici. Dar trage, bă, cu arma! Ia uite-l ia. What the fuck? Bă, dar e o echipă întreagă aici. Mi s-a schimbat, mă, de pe încărcător pe altceva. Fuck. Era să mor. Uite-l acolo jos. S-a aici. Deci e o echipă întreagă aici. What the fuck? Cred că am omorât vreo 3 până acum din ei. Ce fel de echipă? Și ați văzut că erau echipați destul de bine, adică... Nu poți să zici că, bă... Mă gândesc că el să mă așteaptă acum.
Unde o fi? Aha, îl aud jos. Uite-l. Cred? Nu. Unde s-o fi dus? Să încerc să-i fac flank prin partea asta. Să vedem dacă reușesc. Da, e foarte intens jocul ăsta. După cum am zis, acțiune la greu. Mai zic că întâlnești o echipă de asta de câte 5-6 persoane. Uneori am văzut și echipe de câte 10 care mergeau împreună așa. Atunci chiar că nu prea mai ai ce să faci. Mai zic dacă ești singur. Singurul beneficiu la mine aici a fost că i-am luat prin surprindere, că dacă nu mă făceau praf. A zis, erau full gear. Nu vreau să mă duc să lutez pentru că știu sigur că vor fi ăștia aici. Cred că sunt mai mulți, nu cred că e doar unul, că ăla vorbea cu careva. Problema e că nu știu în ce direcție sunt ăștia. Luăm un fuel can. Mă gândesc să iau o mașină și să plec de aici, dar aș vrea să-l omor și pe ăla. Și de ce am eu ambiția asta. Oh, l-am văzut. Aha, deci acolo stai. Bun așa, bine că știu. S-a urcat pe deal, fraierul. Uite-l. Fuck. N-am un health kit și sunt destul de rănit. Ceea ce nu-i bine deloc. Mă gândesc dacă ăla o fi oare. Dar care să fie, să stea pe deal și să uite direct aici. Nu cred că e altul. Mă, ăla e mort? Da, e mort. Să iau o mașină și o să plec de aici. Sper să nu mă vadă totuși. Așa, ia să plecăm noi de aici. Am omorât câți? Nu știu, vreo 3, cred. Destul de bine pentru început. Oricum, nu-mi fac griji să mor, că v-am zis, găsești arme imediat în jocul ăsta, nu e absolut nicio problemă. Se face și zi afară. Ceva s-a întâmplat acolo jos. Da, uite-l. Acolo-i fraierul. Să încercăm să mergem la el, oare? Hai să încercăm, ce dacă? Murim, asta e. Ne încercăm norocul? I-am omorât tot squad-ul. Noi să vedem dacă putem să-l omorăm și pe el. Dacă nu ne respawnăm și ne luăm armă din nou, nu-i problemă. Nu înțeleg totuși ce făceau ei în orașul ăsta. Ia stai așa. Să le iau banii măcar. Oh, asta avea destui bani pe el.
Faza e că dacă mori, pierzi banii și cam, nu știu, cam inutil, așa, nu... Ah, m-a luat din spate, era unul în spate. Ok, și hai să vă arăt ce se întâmplă după ce muriți. Escape. Și vă dă respawn. Respawn în 20 secunde. Destul de ușor. Destul de simplu. Și nu poți să-ți selectezi unde te respawnează, dar o să te respawnezi într-un oraș, orice ar fi. Ia să vedem. Random town. Bun, random town. Și aparent deja explozii și tot felul. Ok. Nu știu de ce m-a dat așa îmbrăcat. Dar... nu mă supăr. Hai, hai, încarcă. Uite și tu ce armă am găsit. What the fuck? Frate, păi tragi cu asta de... n-ai treabă. S-a făcut și soare, frumos. Mă întreb de ce a explodat mașina aia. Sunt tare curios. Nu văd pe nimeni în orașul ăsta, de-aia zic, e foarte ciudat. Am să iau mașina asta. Ia, văd apa acolo, dar nu o să iau momentan, n-avem nevoie. Hai să continuăm pe aici. Și să vedem ce fel de acțiune mai găsim. Am văzut că lumea poate să-și construiască și baze. Deci sunt unii oameni care și-au construit deja baze. Poți să le pui pereți, poți să le pui... deci un fel de rust combinat cu arma. Nu știu, e o chestie ciudată rău, dar... adevărul este că e foarte fun. Deci e unul din cele mai fun moduri pentru jocul ăsta. Să vedem unde suntem. Suntem aici și acolo e un oraș. Hai să mergem în oraș. A? A, sau... na, orașul e unde am plecat eu. Atunci o să mergem aici, în orașul din partea aia. Să vedem dacă e cineva acolo. Lumea se spunează tot timpul în oraș, deci... o recomandat e să te duci prin oraș dacă vrei să găsești oameni să-i omori. Și ați văzut că te spunează ocazional cu chestii ciudate, cu haine diferite pe tine. Deci nu tot timpul vei avea același caracter, dar nu poți să selectezi tu caracterul ăsta, e faza. Te dă random. Oho, e cineva acolo. Nu-mi dau seama dacă muri sau nu. A, a murit, uite-l pe jos. Adevărul e că nici nu prea ai ce să faci în cazul în care se tracu dita mai animalul de armă. Nu prea avea nimic pe el. Dar am să iau banii. Driver, hai să pornim. Știu oameni morți aici. Cred că e ceva acțiune în orașul ăsta. A, și poți să-ți iei și elicopter, din câte am văzut. Sunt unii oameni care au deja elicoptere și chestii de genul ăsta. Foarte fun. Dar sunt destul de greu de găsit. Mori, frate. Încă unul acolo. Fuck. Sunt doi. N-am health kit. Știi unde sunt. Asta-i faza aere. Uite-l, se uite direct acolo la mine. Hai, bagă capul la cutie, că vreau să scot și eu capul. Cum am scos capul, cum mă omoară, știi? De asta nu vreau să ies. Uite acum aici șansa mea.
Să-i facem un flancărino. Să vedem dacă se așteaptă. Îl aud pe aici, uite-l. Flancărino profesionilo. Așa se face flanking. El credea că încă mai sunt acolo, da. Uite că nu. Uite că n-ai avut baftă. Trebuie să găsesc un health kit, că deja viața mea e cam pe ducă. Oh, fuck. De unde naiba trage? A, uite-l acolo jos. Mă zic că o fi același, oare? S-a supărat așa de tare? Aruncare profesională de grenadă, cred că, da. Să nu-mi facă el flank acum. De aici trăgea, dar nu știu exact unde. Uite-l. Mort. Nu știu dacă e singurul, s-ar putea să mai fie. Dar vedeți câtă acțiune e în jocul ăsta, în comparație cu restul. Nu știu, cred că e cea mai multă acțiune pe care am văzut într-un joc. Și o insulă imensă, te duci unde vrei tu, faci ce vrei tu. Dacă vrei să faci misiunile, faci misiunile. Dacă vrei să te omori cu ăștia pe aici, te omori cu ăștia pe aici. Oh, shit. Deci găsi un health kit, m-aș uita prin vehicul un pic, da. Mă gândesc că... Oh, să nu mor? Ah, fuck, a fost destul de aproape să mor. În arma niciodată nu-mi dau seama care e distanța pe care poți să o sari. În unele jocuri poți să sari enorm și nu mori și n-ai nimic. În arma câteodată mori instant de la o căzătură de 2 metri. Arme peste tot, dar nu ce am eu nevoie. Ok, cred că asta e tot pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!